Capitala produce zilnic peste 4.000 de tone de deșeuri menajere nereciclabile. Până în anul 2027, Guvernul Republicii Moldova și-a propus să soluționeze problema gunoiului. Însă atât timp cât noi, oamenii de rând, suntem indiferenți de faptul unde și cum ajung să fie aruncate deșeurile, puține lucruri se vor schimba spre bine. Totul începe de aici. Bună ziua, domnul! Bună ziua! Îmi permiteți, vă rog frumos, să vă ajut? Hârtia trebuie de aruncat la tomberonul special pentru hârtie. O tonă de astfel de hârtie se strânge în câteva zile, astfel salvând circa un hectar de păduri de la defrișare. Reciclarea sticlelor menajează mediul înconjurător, economisește în timp bogățiile naturale, apa, dar și electricitatea. Pietrele necesită și ele de a fi aruncate în tomberonul special pentru plastic, pentru că timpul minim pentru biodegradarea al acestora este de minim 1000 de ani. Promovează colectarea selectivă a deșeurilor pentru o capitală europeană. Totul depinde de tine, nu fi indiferent!